La o nouă ediție a emisiunii noastre Iubite voi, Doamne! Pe 14 octombrie, în fiecare an, sărbătorim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Este aceea care ascultă rugăciunile noastre. O numim ocrotitoarea Moldovei pentru că alături de ceilalți sfinți care adăpostesc cu moaștele pe teritoriul Moldovei, este ocrotitoarea aceea care ne ascultă rugăciunile și le împlinește. Vorbim despre Sfânta Cuvioasă Parascheva, pentru că este mult iubită de popor. În popor mai este numită Sfânta Vineri și o cunoaștem din povestiri, din poveștile și basmele pe care le citeam încă din copilărie. Vorbim despre pelerinaj, care este o călătorie cu Dumnezeu. Bineînțeles, facem legătură și cu pelerinajul care este în octombrie la Sfânta Cuvioasă Parascheva, dar ne referim și la pelerinajul care urmează la București, la Sfântul Dimitrie Basarabov și, în general, despre pelerinaj, călătoria cu Dumnezeu la locurile minunate, la locurile sfinte, unde avem biserici, schituri, avem mari duhovnici, icoane făcătoare de minuni, sfinte moaște și locuri minunate, unde exclamăm că este Dumnezeu care a creat totul frumos. Iar în ultima parte a emisiunii vorbim despre icoana, este o fereastră spre cer, pentru că ne uităm în duminica care urmează, noi pomenim pe Sfinții Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic de la Nicea din 787, anul 787. Ei s-au adunat și au oficializat cultul Sfintelor Icoane, cultul Sfintei Cruci, a Sfintelor Moaște, l-au oficializat. Repet, l-a oficializat pentru că el exista de la început în biserică, dar a fost nevoie de adunarea aceasta a tuturor ierarhilor din biserică pentru a lua hotărâri și a condamna erezia iconoclastă, cea care lupta împotriva cinstirii icoanelor. Așadar, despre toate acestea vorbim cu părintele profesor Aristarh Cojocar, care îi spunem să rămână și bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre. Slăvit să fie Domnul! Fiți binecuvântați! Doamne ajută! Mulțumim, părinte profesor, că ați făcut efortul și ați venit din nou în cadrul emisiunii noastre. Iată încă un an când o sărbătorim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită ocrotitoarea Moldovei, aceea care are Sfintele Moaște în Iași și unde aleargă atâția și atâția oameni, nu neapărat acum la 14 octombrie, pentru că deja suntem obișnuiți cu imaginea aceasta, cu norod, mult cu lume multă venite din țară și străinătate, dar dacă am merge în fiecare zi din cursul anului bisericesc, am vedea că este coadă la Sfânta Parascheva și vă spun că acela care am fost student și masterand la Iași și mergeam zilnic să mă închin la Sfânta Cuvioasă Parascheva atunci când mă aflam la Iași și tot timpul era coadă, că erau 5, că erau 10, că era până la jumătatea bisericii sau era până la intrare, tot timpul era coadă, semn că Sfânta este căutată, oamenii au evlavie la ea, se roagă ei și iată că ea duce mai departe ca un cărăuș cu mincior, așa duce rugăciunile la Bunul Dumnezeu și Dumnezeu le împlinește. Ocrotitoarea Moldovei, Fecioara Epivatului și Sfânta cea mai iubită dintre toate Sfintele Femei în Biserica Ortodoxă Română. Foarte populară ca și Sfântul Gheorghe, ca și Sfântul Nicolae, Sfânta Cuvioasă Maică Noastră Parascheva a devenit ocrotitoarea Moldovei, a țării și a lumii întregi, prin viața ei curată, pilduitoare, exemplară și după mutarea sa la ceruri, Sfintele sale moaște au rămas, ca niște prezențe teofanice pentru noi și Sfintele moaște adună în fiecare an zeci și sute de mii de credincioși din toate părțile României și de dincolo chiar, care vin în număr mare înfruntând vitregiile vreme de cele mai multe ori ca să o cinstească pe Sfânta Parascheva în ziua ei de
de prăznuire. E ziua ei, atunci pe 14 octombrie. Da, ți-a amintit extraordinar de faina asta, pentru că e și ziua noastră. Fiecare are o zi de naștere sau o zi onomastică când e Sfântul Ocrotitor, că îi poartă numele. Și așteptăm telefoane, așteptăm să vin felicitați, așteptăm mesaje, așteptăm să ne vină în vizită oamenii dragi, să petrecem cu ei frumos. Așa e și cu Sfânta Cuvioasă Parascheva pe 14 octombrie, când mulți oameni merg acolo și mulți ar spune, dar de ce nu merg în altă perioadă anului? Păi e ziua ei atunci, atunci e sărbătorită, atunci se bucură să vină oamenii și să se roage ei. În număr foarte mare, poate stau zile întregi la, așteptând să se ajungă sub baldachin să salute Sfintele Moaște, credincioși cu copii în brațe, cu deci bătrâni care abia se țin în cârjă. Și înfruntă și foamea și frigul și setea de multe ori și vin pentru că au dobândit fie sănătate subită, fie rezolvat unor probleme familiare, fie rezolvat unor probleme de serviciu și acum vin să-i mulțumească. Și îi cer din nou alte binecuvântări și dânsa cu stăruință merge înainte tronului Dumnezeirii și se roagă, ducând, așa cum citim în Apocalipsă, în cădelnițe de aur rugăciunile noastre. Epivata Trace este locul de naștere al Sfintei Cuvioase Parascheva în sudul Dunării. Acum 1000 de ani, sfârșitul secolului al X-lea, începutul secolului al XI-lea, familie de oameni credincioși, înstăriți, oameni care au avut grijă pe lângă hrana aceasta și lucrurile materiale să sădească în sufletul Sfintei Cuvioase Parascheva credința cea dreaptă, credința ortodoxă. Aveau grijă de ea. Îi luau hăinuțe frumoase, îi puneau mâncărică atunci când mergea la orele acelea frumoase de la școală și cateheză cu ceilalți copilași la biserică și încă de mică noi învățăm de la Sfânta Cuvioasă Parascheva să fim miloși, să facem milostenie, să ne fie milă de cei care sunt în suferințe, în necazuri, flămânzi, zgribuliți, înfrigorați, pentru că Sfânta Cuvioasă Parascheva împărțea mâncarea primită de la părinți cu ceilalți copilași, de multe ori se lăsa pe ea, iată de mică. Dădea haina ei celor care erau în lipsuri, nu aveau și erau zgribuliți și care erau în lipsuri, deseori era certată. Și ultima oară a fost certată rău, pentru că o haină foarte frumoasă primită de dânsa, de Sfânta Parascheva, a fost dăruită de către ea unei fetițe pe care a întâlnit-o și a fost atât de milă de ea că era dezbrăcată și nu avea haine mai groase pentru vremea aceea și a fost mustrată rău de părinți. Ea nu a spus nimic. Nu a cârtit, nu a răspuns înapoi, n-a vorbit urât, n-a răcnit, n-a țipat. Ascultătoare a fost, dar a promis ceva, că vrea să meargă la mănăstire când va fi mare, dar doar după ce părinții ei vor trece la cele veșnice. Și asta s-a întâmplat pentru că timpul a trecut și a ajuns o tânără și după ce părinții au trecut la cele veșnice, ea a vândut tot. Nu i-a trebuit nimica, multe pământuri, aur, case, a moștenit de la părinți, dar a dat. Familia cu mai mulți copilași, familia săracă, a primit pământ ca să lucreze, să aibă hrană. De asemenea, casa părintească dată la o familie care era cu mulți copilași și stătea într-o cocioabă, într-o casă sărăcăcioasă. Și aurul l-a împărțit la orfan, la vădve, la toți aceia care aveau nevoie. Iată virtutea milostenii. Să știi că ai de toate, toate sunt la îndemâna ta și să le socotești ca nefolositoare pentru tine. Nu-mi trebuie acestea. Nu mi-aduc bucurie, nu mi-aduc fericire. Eu vreau să fac pe alții fericiți și să le dau pentru că lor le este de trebuință. Virtutea de a fi milostiv, deci cu această virtute ne naștem unii dintre noi, dar această virtute incipientă, deci la început, nu poate fi dezvoltată și dăruită și altora decât cu ajutorul părinților, care, așa cum ați spus, i-au dăruit Sfintei Parascheva o educație excepțională. Adică părinții i-au dăruit, în primul rând, pâinea cea spre ființă. Nu pâinea cea de toate zilele. Pâinea cea de toate zilele înseamnă pâine care rezultă din grâu, după ce o promădim, o coacem în cuptor și o mâncăm. Și mâine, în primul zi, ne trebuie iarăși. Iar pâinea cea spre ființă înseamnă, în primul rând, sunt împărtășanie, înseamnă învățătura cea adevărată rostită de preotul la Sfânta Biserică și sfatul cel bun al mamei și al tatălui.
Ori Fecioara, Sfânta Cuvioasă, Maica noastră Parascheva, a primit cu prisosință acest dar minunat al milosteniei, punerea această ființă, și apoi l-a pus în practică, ajutând în maniera în care a spus-o, foarte multe familii necăjite și astfel ea și-a câștigat comoară în ceruri și a devenit pildă de milostenie, de rugăciune, de post, de introspecție duhovnicească pentru foarte mulți tineri din contemporan cu dânsa, care au început să o prețuiască, să o cinstească, să-i copie aceste valori morale deosebite. A intrat la mănăstire după aceea și în scurt timp a deprins meșteșugul rugăciunii. Postea cum nici o măicuță de acolo nu postea. Și avea dragoste față de toate vețuitoare, față de toate surorile măicuțe și dragoste față de oameni. Și se ruga și se simțea foarte bine pentru că asta și-a dorit de la început. Și a avut și dragostea asta și visul și l-a împlinit de a ajunge și la locurile sfinte. Și a ajuns și la locurile sfinte, s-a închinat la mormântul Mântuitorului, a intrat în Biserica Învierii, titoria Sfântului Constantin cel Mare și a Maicii sale împărăteasa Elena. Și tare s-a bucurat și s-a umplut de har și de binecuvântare de acolo, dar Dumnezeu avea alte planuri. Iată că Dumnezeu lucrează și văzut și știm de multe ori avem unele binefaceri pe care Dumnezeu nu ne le arată și nu le știm, pentru că Dumnezeu pe toate le rânduiește, are un plan cu fiecare. Și Îngerul Domnului i-a spus în vedenie, în vis, du-te că trupul tău o să se odihnească în ținutul Epivatei, în ținutul natal. Și atunci ea s-a închinat pentru prima oară la locurile sfinte și s-a suit în corabie cu destinația Epivata Troaciei și acolo până la sfârșitul vieții a viețuit. A trăit. Locurile sfinte au constituit pentru foarte mulți cei care doreau o viață ascetică, o viață de renunțare, așa, un loc deosebit. Pentru că nu numai cu viața noastră Parascheva, ci și Sfânta Maria Egipteanca, așa, toți s-au oprit la locurile sfinte minunate ca să învețe și să se împroprieze minunile și care s-au săvârșit și cuvântările Domnului care încă mai plăteau în aer. Au văzut Ain Karim, unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, apoi Betlehem, unde s-a născut Mântuitorul, la Cana Galilei, unde nunta, în Tabga, unde mulțirea peștilor și a pâinilor. Apoi, nu mai vorbim de Ghețimanii, de locul unde Mântuitorul s-a rugat și a fost prins, de locul unde a fost crucificat, mormântul și unde s-a înălțat la cer, de biserica înălțării. Și toate acestea au constituit pentru ea un exemplu extraordinar, că o albinuță i-a dus și a cures din toate aceste locuri sfinte, din gura marilor anehoreți, marilor pusnici, erau pe acolo, cuvinte de înălțare duhovnicească, le-a pus la inimă și venind în casa sufletului său, s-a gândit foarte mult aceste cuvinte, aceste experiențe pe care le-a întărit, le-a valorificat și le-a împărțit apoi și celor care stăteau în jurul ei cu multă dărnicie, devenind pildă de smerenie, pildă de rugăciune pentru cei care, toți care au cunoscut-o și așa cum a spus, viața ei s-a desăvârșit în continuare și în ținutul natal unde a fost chemată printr-un înger. Și-a ales o peșteră din pădurile Epivate unde ea să viețuiască și se mulțumea doar cu ceea ce natura îi dădea. Mânca măcriș, mânca fructe de pădure, bureți, coarță de copac, diferite rădăcini și era mulțumită, se ruga, avea o asceză, trăia ca o pusnică, de aceea îi spunem și cuvioasă. Nu se știe exact anul când a trecut la Domnul, pentru că ea trăia singură acolo, numai Dumnezeu o știa. A fost descoperită ulterior. Descoperită ulterior. Ca și Sfântul Ioan Iacob Românul, Hozeva. Se presupune că tot un pusnic, un sihastru care era prin grotele de acolo, a descoperit trupul ei și l-a îngropat undeva aproape de apă, de mare și Dumnezeu a făcut ca moaștele sfinte cuvioase Parascheva să fie descoperite în chip minunat. Pentru că peste timp, toți, și pusnicul acela a murit, nimeni nu mai știa unde e mormânt, nimeni nu știa din Sfânta Parascheva că a viețuit pe acolo. Dumnezeu, vedem, taina și cum lucrează Dumnezeu. Au fost furtuni mari, valuri năprasnice, au sfărâmat corăbii, naufrage, au murit marinari, au murit înnecați. La unii nu s-a mai descoperit trupurile că au fost luate de valuri în adâncuri, dar un marinar cu trupul său, marinar mort, a fost adus de valurile mării la țărm și a fost descoperit și îngropat în grabă și au săpat exact în locul unde era Sfânta Cuvioasă Parascheva și în graba aceea și cu frică n-au băgat de seamă, au aruncat în groapa acolo peste Sfânta Cuvioasă Parascheva trupul marinarului și apoi au pus pământ și nisip și lut și au plecat
Numai că Sfânta Cuvioasă Parascheva n-a lăsat așa o fără de lege și noaptea în vedenie s-a descoperit la cei din cetate, la preoți și la cel care a săpat și au venit cu toții, cu lumânări, cu făclii, preoții, cu cădelnițile pline de tămâie frumos mirositoare și au descoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Întregi, dragi telespectatori, întregi, frumoase și cu bună mireasmă și au fost puse moaștele într-o raclă în biserica din Epivata și au stat până au năvălit turcii. Pentru că turcii după Adrianopol 1365 n-au mai putut fi scoși din Europa. Vorbim de invazia otomană. Regiune cu regiune a fost cucerite de către turcii otomani și de la Epivata au fost duse sfintele moaște la Târnovo, capitala Imperiului Vlahobulgar. Când au năvălit turcii și acolo au fost duse moaștele la Vidin, apoi la Belgrad, în Serbia de astăzi, și când au năvălit turcii și acolo, moaștele au fost duse la Constantinopol. Constantinopol, orașul fondat de Sfântul Constantin cel Mare, pe atunci era capitala Imperiului Bizantin, dar nu, mai târziu, după ce au fost cucerit, da, la Constantinopol și au stat în 1641, când deja Constantinopol era capitala Imperiului Otoman, era Istanbulul. 1641, părinte profesor, este anul providențial, când Sfânta Cuvioasă Parascheva călătorește în Moldova, la Iași. Vasile Lupu, mare de conducător de țară, iubitor de cultură, un om deosebit, un om erudit, contemporan cu un alt mare român pe tronul țării românești. Deci Vasile cel Mare, Vasile Domitor, Vasile Lupu și-a dat seama că gloria bisericii moldovenești va fi neperitoare dacă alături de Sfintele Moaștere, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, vor veni Sfintele Moaștere cu viața Maicii Noastre Parascheva. Pentru că Alexandru cel Bun s-a încununat de glorie atunci când a adus la Suceava de la Trapezunt moaștele Sfântul Ioan cel Nou, le-a așezat în Biserica Mirăuț și apoi a fost strămutat în actuala biserică. Alexandru cel Bun a dat strălucire bisericii moldovene și apoi Vasile Lupu a valorificat această strălucire, a amplificat-o, aducându-o la Iași acest odor neîmprețuit moaște Sfântului Cuvioase Parascheva, care a fost depuse în biserică trei erarhi, ctitoria lui Vasile Lupu, și apoi mutate în actuala catedrală metropolitană, catedrală terminată la sfârșitul secolului XIX de Iosif Năniescu, așa? Așa este, Sfântul nostru canonizat de curând și să le spunem, dragilor noștri telespectatori, că acest Vasile Lupu, care era foarte credincios și iubitor de cultură, iubitor de artă, era și foarte bogat. Foarte bogat. Foarte bogat. Și plăcea luxul. Noi știm asta din documentele istorice. Și vedem aici înțelepciunea omului bogat. Îi plăcea să aibă de toate, să fie înconjurat de slavă, dar știa cum să chivenisească și să folosească bănuții. Om bogat care a devenit bogat prin acțiuni nu frauduloase, ci acțiuni concrete, pentru că Dumnezeu știa că acest Vasile Lupu, primind daruri de la sine, le va împărți și altora și va fi darnic și această dărnicie se vede și în achiziționarea, în ghilimele, a moaștelor Cuvioase Maicii Noastre Parascheva. A fost dar din partea Patriarhiei Ecumenice pentru că Vasile Lupu, domnul dările. A achitat toată datoria Patriarhiei Ecumenice către turcii otomani, pentru că trebuie să știți, dragi telespectatori, că nu li se dădea voie preoților creștini și Patriarhului Ecumenic să facă slujbă dacă nu plăteau taxa către turci și cereau foarte mult turci ca să-și exercite liber cultul creștinii, să fie lăsați în biserici, să nu le fie dărâmate bisericile, să facă Sfânta Liturghie și să existe. Și s-a adunat o datorie foarte mare și Vasile Lupu a plătit această datorie a Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol către Imperiul Otoman și drept mulțumire Patriarhiei Ecumenic a dăruit Moldovei, Iașului, racla cu moaște Sfinte Cuvioase Parascheva, care au fost aduse în 1641 și așezate în Biserica Sfinților Trei Rac, titoria lui Vasile Lupu. Toate lucrurile mărețe Vasile Lupu le-a făcut la îndemnul și sfatul Mitropolitului Sfânt Varlam al Moldovei, cel care a scris Cazania în 1643. Celebra dar limbii și seminței românești în prefața, așa se spune, și în timpul acestor doi mari
oameni ai Moldovei, a avut loc sinodul de la Iași 1642, când a fost acceptată și a devenit normativă și oficială mărturisirea de credință a Sfântului Petru Movilă, mitropolitul Chievului și al întregii Rusii. Iată, părinte profesor, iată, dragi telespectatori, de cine vorbim, de ce oameni mari și cum a rânduit Dumnezeu ca Sfânta Cuvioasă Paraschiva în timpul lor să fie adusă la Iași. Și ați spus bine, părinte profesor, mai târziu de la Sfinții Trierarhi a fost așezată în Catedrala Mitropolitană de la Iași, piatra de temelie a pus-o Veniamin Costache, mitropolitul Moldovei, în 1833 și a fost terminată catedrala asta în timpul Sfântului Mitropolit Iosif Naniescu, cel milostiv. Iată! Deci de la Sfânta Cuvioasă Paraschiva, de la care învățăm milostenia, s-a ajuns la Catedrala Mitropolitană să adăpostească peste timp și ctitor și să încheie lucrările un alt milostiv sfânt, Iosif Naniescu. Cum ne rânduiește Dumnezeu? Grozav. Cum ne rânduiește? Pentru că turcii, musulmani fiind, dacă primeau peșcheșul sau banii care îi cereau de la domn, lăsau în pace pe creștini. Nu avea voie creștinii să tragă clopotele, să umble în reverende pe stradă sau să se afișeze. Dar în biserică slujbe mergeau înainte și iată de ce atunci când Constantinopol a căzut sub turci, în 1453, sub Muhammed al II-lea, ce au spus bizantinii? Mai degrabă sub iataganul turcesc decât sub mitra papală. Pentru că tot timpul Occidentul i-a trădat pe creștinii din răsărit și care au acceptat mai degrabă să fie sub turci, achitând peșcheșul ca să poată supraviețui, decât să fie din nou cuceriți de către apuseni, așa cum s-a întâmplat cu Imperiul Latin de răsărit. Vorbim de Sfânta Cuvioasă Paraschiva, făcătoare de minuni. Au ocrotit Iașul, Moldova, de inamici, de vrăjmași, de molime, de boli, de ciume, de epidemii. A făcut o grămadă de vindecări. Oameni s-au vindecat de diferite boli și este cartea minunile Sfinte Cuvioase Paraschiva. Dar și astăzi sunt o grămadă de oameni care mărturisesc și vorbesc despre minunile pe care Sfânta Cuvioasă Paraschiva le face și astăzi. Și vreau să amintesc doar marele incendiu din 1888, când interiorul bisericii a fost mistuit și au fost acolo și pompieri și ministru de interne și primul ministru și primarul Iașului și nu își puteau ei explica. Cum le-au rămas moaștele neatinse? Neatinse, dar de ce? Pentru că nu doar flăcările n-au atins-o, dar și racla care era de metal, din cauza căldurii foarte mari, nu s-au topit. Pentru că la căldură mare trebuia să se topească metalul. Și a rămas și icoana și moaștele întregi și neatinse. Și este consemnată minunea asta și în presa vremică. Toate ziarele au vuit atunci și au vorbit despre minunea aceasta. Și în Grecia, de curând, s-a petrecut minunea când flăcările au ocolit o biserică, da, o mănăstire și n-au ars. Și iată, în acest context al pelerinajelor, noi trebuie să spunem că foarte mulți din cei care vin să salute moaștele cuvioase pe Maicii Paraschiva s-au învrednicit de minuni din partea ei. Fie că și-au îndeplinit anumite dorințe, fie că s-au însănătoșit, fie că s-au ajuns la probleme sociale, familiare, vin să-i mulțumească, să aducă oborul inimii, ofranda buzelor, care înseamnă rugăciunea, ofranda ochilor, lacrima și ofranda inimii, iubire pentru dânsa. În cinstea Sfintei Cuvioase Paraschiva s-au ridicat multe biserici. Da. Și unele poartă numele de Sfânta Parascheva, altele de Sfânta Vineri. Și la noi în oraș avem două biserici cu hramul acesta, una în Opcin și aceea de pe George Enescu, Sfânta Vineri, exact cum în popor e cunoscută Sfânta Parascheva, personajul acela bun din povești și basme care ajută și vine la nevoie și e de mare folos. Și în cinstea ei biserica a alcătuit un acatist care se citește, ori se cântă în ziua de 14 octombrie când sărbătorim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, dar oricând creștinul poate citi acest acatist pentru că e de mare folos. Și mulți creștini poartă cu evlavie numele creștine, Paraschiva, și creștin, Paraschiv. Și vorbim, părinte profesor, despre icoanele care sunt puse la loc de cinste și vedem icoana cu Sfânta Paraschiva cât este de frumoasă. Rog regia să punem primul insert în care să vedem icoanele cu Sfânta Paraschiva, chiar așa se cheamă insertul, Sfânta Cuvioasă Paraschiva.
Să vedeți, dragii telespectatori, câtă blândețe e pe chip și cum ne uităm la Sfânta Parascheva și vedem smerenia, vedem blândețea, vedem milostenia, vedem toate aceste virtuți care i-au împodobit sufletul și inima și au făcut inima curată, pentru că doar cel cu inima curată îl vede pe Dumnezeu și Sfânta Cuvioasă Parascheva cu adevărat l-a văzut pe Dumnezeu, l-a trăit pe Dumnezeu și iată că acum este bine plăcută, trecută în rândul sfinților, canonizată. Sfânta care este cu sfintele moaște întregi și frumoase și bine mirositoare, cea care a trăit acum 1000 de ani. Vă rog, părinte, rog regia să punem și primul insertul cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Da, da. În peregrinaj vin creștini din toată țara, din diaspora, chiar de peste ocean, și sute de mii de credincioși care vin, acum respectând, eu știu, toate impuse de autorități, dar să sperăm că și femeia de la țară care vine poate cu un bănuț în naframă și care nu e vaccinată sau nu are certificat verde, să fie lăsată să salute Sfintele Moaște, că nu aduce ea COVID-ul, fiți siguri de asta. Ea vine cu evravie, vine cu cumințenie, salută Sfintele Moaște și pleacă. N-are rost să mai vorbim despre asta, vorbim de Sfânta Cuvioasă Parascheva, care este alungătoarea tuturor relelor și noi știm că suntem liberi. Liberi să facem ceea ce credem de cuvință, la fel cum au fost și sfinții, pentru că au fost liberi și au ales binele și iată că sunt răsplătiți de bunul Dumnezeu, la fel cum cei ce fac răul, ferească Dumnezeu, vor fi osândiți. Și locul lor va fi la întuneric și la chin. Vorbim de, ați văzut icoana, dragi respectatori, cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Uitați cât e de minunată. Ei cu crucea în mână. Și ce scrie acolo? Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu pe acea hârtiuță, pe acel pergament. Și avem diferite ipostazele Sfintei Cuvioase Parascheva din timpul vieții. Și dacă tot avem icoana cu Sfânta Parascheva, intrăm în partea a doua emisiune în care vorbim despre icoana, fereastră spre cer, cu siguranță se vedeți și dumneavoastră titlul Icoana Fereastră spre Cer, Părinte Profesor. Icoana este prezența Harului Dumnezeu. Prin sfințire e purtătoare de har. Fiecare icoană este făcătoare de minuni. Vorbim de aspectul ăsta latreutic, pentru că prin icoană, prin sfinți, prin moaște, prin Sfânta Cruce, noi ajungem să-L adorăm pe Bunul Dumnezeu. Da, icoana este o prezență teofanică, o prezență dumnezeiască, asta înseamnă teofanică, prezență dumnezeiască, ce ne deschide larg porțile, tărâmurile acestuia, ca să experiem bunătățile cele viitoare, să pregustăm încât în viața pământească frumusețele vieții veșnice. Deci, prin icoană, noi ajungem la cel reprezentat pe ea. Pentru că există icoane în care apare Mântuitorul, apare un sfânt, apare dacă vreți, un zicriu cu Sfinte Moaște, și aceste icoane devin ferestre către cer pentru că ne focalizează, ne focusează toată atenția noastră la cel reprezentat pe ea. Deci noi nu ne închinăm icoanei, noi cinstim icoana, iar pe Bunul Dumnezeu îl adorăm, adorarea înseamnă și latrie, pe Mântuitorul Iisus Hristos îl adorăm, pe Sfânta Născătoare Dumnezeu supra-cinstim, supra-venerăm și venerăm pe Sfinți, venerăm Sfânta Cruce, venerăm Sfintele Moaște și Sfintele Icoane, deci le venerăm sau le cinstim. Noi ne adresăm și iată, ne rugăm celui care este zugrăvit în icoană și iată că avem și noi, dragi telespectatori, vedeți, merge în continuu genericul emisiunii noastre, avem și Sfânta Cruce, dar avem icoanele, da? Și când vedem icoana, noi spunem așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Așa este corect, pentru că dacă am spune icoană cu Doamne Iisuse Hristoase, miluiești mine păcătosul, e greșit. Atunci da, ar fi închinare la idol și ar fi închinare la icoană. Dar noi cinstim icoana, că e prezența Harului Dumnezeu. Iată icoana cu Sfânta Treime, icoana cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iată icoana nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Maica Domnului cu pruncul, apoi botezul Mântuitorului, apoi avem aici așa schimbarea la față și înălțarea Domnului, cina cea de taină, răstignirea și totul culminează cu învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată că le-am pus într-o ordine cronologică în generic și noi când spunem Doamne Iisus Hristoase, miluiești mine păcătoși, cu puterea crucii tale, Doamne, miluiești pe noi păcătoși, amin. E ca atunci când avem pe telefon o imagine frumoasă și o avem bunica într-o imagine și ne uităm acolo și n-am văzut-o de mult sau poate e moartă, e trecută la Domnul și mă uit aici pe telefon sau poate am o fotografie și o țin la piept și o țin în mână și spun bunică mi-e dor de tine, da? Așa e corect. Nu spun
Vai, poză cu bunica, mi-e doar de tine. Nu, asta este greșit. Deci noi ne adresăm celor reprezentate în icoană și în funcția asta, în funcție de asta, noi ne referim și la caracterul didactic, învățătoresc. Ne amintim când oamenii nu știau să citească, să scrie, să uitau la o icoană, la frescele bisericii, la pictura bisericii și înțelegeau ceea ce spunea preotul în cazanie, că așa se spunea, cazania, preotul spune cazania. Și de asemenea avem și caracterul misionar, pentru că icoana convertește, icoana te predispune la contemplare, la meditație, icoana îți deschide alt orizont, de asta e prezența teofanică, harul lucrează, îți dă pace, te face cu luminare a minții și te face să gândești bine. Icoana are caracter misionar. Convertește, am spus, dă putere. Ne amintim de Sfântul Vladimir al Rușilor, care a participat la o sfântă liturghie în Hagia Sofia, în Constantinopol, când a venit să reînnoiască un contract comercial cu bizantinii și a fost frapat, dat pe spate, să folosesc o expresie din zilele noastre. A fost minunat, s-a simțit și a fost incredibil de bine sfătuit ca, luminat de Harul lui Dumnezeu, să îmbrățișeze creștinismul și a dat poruncă întreg poporul rus să treacă la creștinism în 988. Iar Boris al Bulgarilor a văzut icoana cu înfricoșata judecată și chiar s-a înfricoșat, pentru că trăia păgân cu idoli și a lăsat toți idolii la o parte, s-a făcut creștin, s-a botezat și împreună cu el tot poporul bulgar. Și vedem caracterul misionar. Icoana o folosim la procesiuni, la mormântări, la procesiuni, când scoatem sfinte moaște, când avem diferite evenimente. Prapurii aceia de la mormântare sunt steagurile acelea cu icoane și cu bățul acela lung care este dus pe umeri și fiecare om este cu icoana în mână. Iată, avem și noi tot timpul în cadrul emisiunii noastre icoana cu Maica Domnului, cu pruncul, pentru că vorbim de caracterul misionar, caracterul didactic, caracterul atreutic, da? Vorbim de prezența Harului Dumnezeu în icoană. Vladimir și Olga, primul lucru care l-au făcut când au ajuns în Rusia, au sfârmat idolul Perun, l-au aruncat în Volga, poporul s-a botezat, un popor rus pravoslavnic care duce mai departe zestea spirituală a Ortodoxiei. Iar referitor la aspectul pedagogic, la rolul pedagogic al icoanei, noi trebuie să știm că atunci când ne așezăm la rugăciune și o facem cu gândul curat tot timpul, în momentul acela se oștesc asupra noastră toate forțele întunericului. Milioane și milioane de demoni vin, intră în mintea noastră și ne trezim la un moment dat, după câteva secunde sau, Doamne ferește, minute, că merge gura, merg buzele, dar mintea noastră pe coclauri. Întrebăm cât costă cutare la piață, ne facem griji pentru ziua de mâine ce să facem, sau Doamne ferește, alte năzbâte. Și în momentul acela, când deschidem ochii și vedem în fața noastră icoană cu candeluța aprinsă, toată atenția noastră este focusată, este focalizată asupra icoanei, toată atenția noastră strânsă de icoană ca într-un mănunchi și atenția noastră trece prin icoană la ce e reprezentat pe ea și atunci rugăciunea noastră are finalitate, adică mântuirea noastră. Rugăciunea este bine primită altfel, stăm cu nerușinare în fața lui Dumnezeu și începem să depănăm amintiri sau negociem cu Dumnezeu anumite lucruri. Dar când avem icoana în față, atenția noastră nu mai este dispersată, nu mai este contagiată sau molipsită de atacurile demonice care sunt o realitate, nu sunt baliverne. Prima icoană din istoria bisericii noastre creștine este mahrama Sfintei Veronica, așa, când Mântuitorul pe drumul Golgotei, dragi telespectatori, a fost șters pe față cu un ștergar, cu un prosop, de către femeia mironosiță Veronica, care era soția unui ofițer roman. Și s-a impregnat chipul Mântuitorului pe prosop. Deci Hristos ne-a dat chipul său, ne-a arătat că trebuie să cinstim icoane, ne-a arătat chipul său. Este prima icoană nefăcută de mâna omenească, iar prin întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iată, noi avem fundament pentru pictarea icoanelor și pentru cinstirea icoanelor. Iar în biserică avem picturi, avem icoane peste tot, creștinii pun la loc de cinste și avem peretele plin de icoane ca tapeteasma care separă Sfântul Altar, cel mai sfânt loc al bisericii, de restul bisericii. Iar prima icoană a Maicii Domnului a zugrăvit-o Sfântul Evanghelist Luca, care era și pictor și medic, și de la el avem chipul Maicii Domnului de la început, iar apoi s-au pictat celelalte chipuri ale sfinților și avem erminia picturii bizantine, unde avem chipurile tuturor sfinților, astfel că dacă un pictor ar vrea acum să picteze un sfânt de la început, are acolo chipul și știe cum să picteze. Pentru că această erminie bizantină s-a născut în Imperiul Bizantin, Imperiul Creștin Bizantin, și avem documente foarte vechi de la primii iconari
care au fost contemporani cu sfinții pe care i-au zugrăvit și pe care i-au cinstit, și această tehnică s-a dezvoltat până la noi și noi suntem beneficiarii acestei zeste spirituale, așa încât atunci când vedem un sfânt pictat în biserică, Sfântul Pantelimon, Sfântul, Teodor Studitu, să fim convinși că așa arătau ei, pentru că pictorii se uită foarte atent la chipurile sfinților și urmează ca fizionomia să fie cât mai aproape de adevăr. În aceasta constă și veridicitatea unei icoane, pentru că sunt și chiciuri, sunt și imagini care n-au ce căuta în biserică, acelea nu sunt icoane. Alea sunt chiciuri și trebuie să le dăm la o parte și să procurăm o icoană de la Sfânta Biserică, de la Pangarul Bisericii, să o sfințim. Noi nu sfințim chipul care este reprezentat pe ea, pentru că acel chip deja este sfințit, ci noi sfințim lemnul, sticla, metalul, culorile icoanei și ca aceste materiale să fie în comuniune cu chipul reprezentat pe ea. Vorbim despre sfințirea icoanei, nu intrăm în detaliu cu toate materialele acestea, dar trebuie să le spunem dragilor noștri telespectatori că în biserică de la început icoana a fost cinstită, chiar dacă au fost momente când icoanele au fost batjocorite, scoase din biserici, arse cu sfinte moaște și sfintele cruci, în perioada anumită iconoclasm, pentru că erezia care era împotriva cinstirii icoanelor era iconoclasm. Vreme de două secole și o leacă, iconoclasmul a bântuit biserica și au căzut în erezia asta până și preoți și erari și călugări și credincioși. Și împărați. Și împărați, da. Constantin Copronim, Leon al V-lea Armeanu și timp de 200 de ani iconomahii sau iconoclaștii au intrat prin biserici, prin casele particulare, pe iconoduri, pe cinstitori și între icoane i-au molestat, i-au bajocorit, icoanele au fost strânse, incendiate, mormane de icoane, făcătoare de mine au fost incendiate și arse. Și această atitudine anti-iconică, noi putem pune și pe seama apariției islamului, în începutul secolului al VII-lea, care a venit cu proclamarea unicității lui Allah, sau unicității lui Dumnezeu, și această credință era total împotriva reprezentărilor iconice în moscheile sau în locurile de rugăciune, nu era îngăduit decât să fie doar versete din Coran, fără niciun chip, fără absolut niciun chip. Și în Imperiul Bizantin, în Constantinopol, la un moment dat erau niște exagerări la adresa sfinților icoane. Icoanele deveneau poate nași de botez, icoanele apăreau pe veșminte preoțești și nu numai, de aceea iconoclaștii, invocând aceste situații, au pornit război împotriva Sfintelor icoane. Dar iată că Dumnezeu a îngăduit ca să apară și zile senine. Și în 787, la Nicheia, sau în Constantinopol, așa, la Nicheia, peste 25 și primul sinod, al șaptele tot la Nicheia, Sfinții Părinți s-au adunat și au anatematizat și au exilat în biserică pe toți iconomahii și au blestemat, s-au aruncat blestemul și anatemat asupra tuturor ereziilor, începând cu arianismul, macedonianismul, nestorianismul, monofizitismul, monoterismul și iconoclasmul. Toate aceste erezii au fost anatematizate și exilate și s-au pus bazele, deci s-a oficializat credința cea adevărată, care exista dintotdeauna, dar s-a oficializat cultul Sfintelor Icoane, cultul Sfintei Cruci, cultul Maicii Domnului, ca în 1843, în Duminica Ortodoxiei, să fie pecetuit definitiv și consemnat adevărul de credință. Vorbim așadar de 787, Sinodul 7 Ecumenic, 843, pentru că a avut loc în prima duminică din Sfântul și Marele Post, duminica aceea pentru că a triumfat Ortodoxia, se numește Duminica Ortodoxie, ca să facem un picuț de istorie, să știm de unde este denumirea de Duminica Ortodoxiei pentru prima duminică din Sfântul și Marele Post. Haideți să vedem câteva icoane cu Sinodul al 7-lea Ecumenic, să-i vedem pe Sfinții Părinți de atunci care au luat apărarea icoanelor și prin care Duhul Sfânt a lucrat, au fost luminați de Duhul Sfânt pentru a lua hotărârile cele bune, au dat și canoane, au anatematizat pe iconoclaști și iată că a triumfat biserica, chiar dacă au mai fost bântuiele ale iconoclaștilor, în 843 vorbim de triumful general al ortodoxiei împotriva icoanelor și astăzi avem în vremurile noastre iconoclaști, vorbim de cei
protestanți și neoprotestanți, dar nu protestanții vechi, pentru că aceia cinstesc icoanele și m-am convins de acest lucru la luteranii vechi și la reformații vechi și la alți protestanți vechi, baptiștii vechi care... Și anglicani chiar. Și anglicani, anglicani nu, anglicani o cinstesc, au și cruce. Am văzut și în Transilvania, dar am văzut în Germania, am văzut în Scandinavia, unde credeam, bine, oricum, au mai au de învățat că sunt departe de Dumnezeu cei de acolo. Dar am văzut la protestanții vechi, au cruci și multe icoane, elemente creștine, da, ortodoxe și vechi. În biserică. Iată-i pe Sfinții Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic și apoi la 843 vedem catapeteasma în spate, se aflau în biserică și Sfinții cu Evanghelia și păstrători ai icoanelor, pentru că prin ei a lucrat Duhul Sfânt și a triumfat ortodoxia. Așa, acum ați spus că există iconoclasti și astăzi, neoprotestanții care socotesc icoana chip cioplit, idol, dar nu sunt stare să facă deosebire între doi termeni grecești fundamental opuși. To idolon și to icon. To idolon înseamnă un chip în fața căruia cineva se prosternează și aduce jertfă ca unui Dumnezeu, confundând chipul cu însuși Dumnezeu, iar icoana înseamnă, ce am spus adineaur, prezența teofanică, cine mijlocește contactul cu cel reprezentat pe ea. Deci icoana nu este chip cioplit, nu este idol. Noi nu închinăm icoane ca bunului Dumnezeu, noi cinstim icoana și îl adorăm pe bunul Dumnezeu și pe cinstim pe Maica Domnului și pe Sfinți. Iată că un creștin dorește să evadeze din tumultul vieții acesteia cu multă umblătură, cu mult stres și își caută pacea, își caută liniștea și aleargă la mănăstiri, la schituri, la locuri unde sunt sfinte moaște, cum e cazul Catedralei Metropolitane de la Iași, sau în locuri unde sunt icoane făcătoare de minuni, cum e Nicula în Cluj sau Mănăstirea Rărău, unde este icoana făcătoare de minuni, sau în alte locuri. Mănăstirea Neamț. Da, și atunci... Vorbim de pelerinaj, este ultima parte a emisiunii noastre, pelerinajul care este o călătorie cu Dumnezeu, vedeți și dumneavoastră titlul ultimei părți a emisiunii noastre. Dragi telespectatori, a merge în pelerinaj înseamnă a călători cu Dumnezeu. Pelerinajul are scopul de a te apropia de Dumnezeu, de a te întări în credință, de a-ți găsi liniștea și pacea, de a vizita locuri minunate, mănăstiri și schituri și lăcașuri sfinte aflate în locuri grozave, cu peisaje superbe, unde sunt racle cu sfinte moaște, icoane făcătoare de minuni. Alergăm la duhovnici, la părinți, prin care lucrează Dumnezeu după sfat și după îndrumare. Astfel că pelerinajul este călătorie cu Dumnezeu și e de mare de folos spre mântuire. De exemplu, la Mănăstirea Prislop, unde sunt osemintele părintele Arsenie Boca, se află peștera Sfântului Ioan. Ioan de la Prisop, așa. Da. Sau în comuna Mihaelco Gălnicianu din Dobrogea, unde s-a construit o mănăstire de către niște părinți din Suceava, niște părinți monahi din Suceava, se află acolo, peștera Sfântul Ioan Casian, chiar în acea comună, unde a sihăstrit. Ați amintit de câteva locuri de pelerinaj? Haideți să luăm așa doar în mare, luăm de la nord la sud, prin toate regiunile, să le spunem, dragilor noștri telespectatori, câteva locuri de pelerinaj, pentru ca ei să le treacă în itinerar atunci când merg în concediu, atunci când merg să se distreze, să-și găsească liniștea cu familia, cu copilași. Dacă luăm în Bucovina, avem mănăstirile în patrimoniu UNESCO, mănăstirile cele multe, inclusiv Rarău, cu Pietrele Doamnei și avem și Cacica, cu Salina și celelalte. Moaștele Sfântului Iacob Putneanu de la Rădăuț. De la Mănăstirea Putnea, da? Mănăstirea Putnea. Leonte de la Rădăuț. De la Rădăuț, tare. Apoi moaștele Sfântului Cuvios Daniel Sihasu de la Voroneț. Apoi moaștele Sfântului Acionă de la Suceava, care se părăscăvă de la Iași. Ștefan cel Mare, Sărăluită, da, Putna. La Sihla, moaștele Cuvioase Maicii noastre. Este locul unde a viețuit Sfânta Teodora de la Sihla, acolo în grotă, Teodora, da? Iertare. Moaștele este pe acolo, pe la Chiev, da, Dumnezeu știe. Da, iertare. Și apoi la Mănăstirea cu Coșul, moaștele Sfântul Patru Mucenici, Zote Costataros, Cămasă și Filipos, apoi la Cernica Sfântului Carinic, apoi la Bistrița, capul Sfântului de Capolitul, la București Sfântul Dimitrie Basarabov, da? Sfântul Dimitrie de la Basarab, la Cotă de Argeș, Coasă Măcioasă, Mucenință Filoftea, la Timișoara, Sfântul Iosif de la Partoș. La Tatiana de la Craiova. De Craiova. La Sibiu. La Alba Iulia, moaștere mărturisitorilor, Sava Brancovici, Irie Oreș și Sava Brancovici, Opea Micrăuș, Moise Măcinic, care, sofonii de la Cioară, care au murit în Kufstein, în celebra închisoare din Austria, pentru că s-au opus atât
calvinizării cât și catolicizării Ardealului prin forțele imperiale și au devenit exponenții dorințelor poporului creștin ortodox. Icoane făcătoare de minuni la Nicula, la Nămăiești, la Cetățuia, la Hadâmbul, la Rărău, la Neamț. Doar câteva locuri unde se află icoane făcătoare de minuni, duhovnici mari. S-au cam dus, dar sunt. Avem mormintele lor în cimitirile mănăstirilor, cum este la Sihăstria mormântul lui Ilie Cleopa, la Petru Voda lui Justin Pârvu. Paisie Olaru. Paisie Olaru și Anichie Moroi acolo. Himoroi, da. Arsenie Papa Cioc la Techirghiol. Gheorghe Calciu Dumitreasa tot la Petru Vodă. Părintele Orb, Teofil Păreanu. Teofil Păreanu la Sâmbăta de Sus. Deci sunt locuri unde merg oamenii și chiar se simt bine și caută momentele acestea de pace, pentru că se înviorează credința, se împrospătează, avem nevoie de astfel de momente pentru a merge puternici înainte, biruitori. Pelerinajul este un act de extremă solidaritate creștină, pentru că în pelerinaj nu merge o familie, merg zeci de familii dintr-un sat, dintr-o comunitate, sute de familii, merg de multe ori pe jos, pentru că așa ei mai primit, se spune, pe jos, de acasă și până acolo, se întorc pe jos. Îmi amintesc când eram copil în casă părintească, mergeam în pelerinaj pe 6 august, de schimbare la față, la mănăstirea Slatina. Și avem de trecut Moldova, apa Moldovei, care de multe ori era și învolburată. Și mama, 11 copii, eram cel mai mare. Și atât de bolnavă era acasă, încât mi-era frică să nu o pierdem. Și zic, mama, dar la Slatina. Măi, dar cu ce să mergem? Că mașină n-aveam, eram încăjiți pe atunci. Mașină n-avem, eu abia pot merge. Zic, mama, hai. Și am luat-o din mânuță așa și am dus-o până la apa Moldovei. M-am dezbrăcat cât s-a putut, am luat-o în cârcă și am trecut-o apa până la vârf aproape. Era să mă duc tot cu ea în vârteș. Dar Dumnezeu a îngăduit să ajungem dincolo. Am luat-o din mână și cu alți credincioși am ajuns acolo, l-am ascultat recitând poezii religioase pe un bătrânel extraordinar, scapă numele. Și era și un mare duhovnic pe atunci, Gherasim, așa? Mama s-a spovedit, s-a împărtășit și înapoi a venit ca o căprioară. Nu reușeam să ne ținem după ea. Deci boala care o măsina, ea a trecut subit și a trăit și trăiește și astăzi, are aproape 90 de ani și sănătoasă. Avem în lumea noastră creștină de pe glob locuri minunate. Prima oară este Țara Sfântă, locul unde s-a născut, a activat, a predicat, a fost răstignit și a înviat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și avem locuri minunate în lumea ortodoxă creștină unde este liniște și pace și oamenii caută. Vorbim de San Pietru de la Roma, vorbim de Ucraina, Pociaiv, Kiev, Lavra Peșterilor, vorbim de Vasilii Blajinii, Kremlinu, vorbim de Sankt Petersburg, vorbim de Ladoga, unde este mănăstirea Balaam, da, Sfântul Alexandru de Zvir, vorbim de Sfântul Serafim de Sarov la Novgorod, Dimitrie de la Optina, Dimitrie de la Optina, Sergei de la Radonej, Sfântul Ioan de Kronstadt, Ioan de Rila în Bulgaria, Grecia toată cu Meteora și Sfântul Munteatos. Vorbim de San Nicolo din Bari, moaște Sfântul Nicolae, apoi vorbim de Egiptul superior și inferior cu toate, cu Sinaiul, cu toate celelalte. Sunt locuri extraordinare de pelerinaj în care dacă avem posibilitatea să mergem, dacă nu, vizionăm casete pe CD-ul și călătorim cu ajutorul bun Dumnezeu prin imaginație la acele locuri și ne împrospătăm. Pentru că cine n-are posibilitate, face ca Ierusalimul să fie în casa lui, în biserica din satul lui și în sufletul lui. Părinte profesor, nu mai avem mult din emisiune. Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, sărbătorită pe 14 octombrie, am vorbit despre pelerinaj, de asemenea, am vorbit despre icoană, fereastră spre cer, îndemnăm pe toți creștinii să pună la loc de cinste icoană, dacă se poate spre răsărit, dacă nu se poate spre răsărit să pună oriunde, numai să o pună, să o pună la loc de cinste și, de asemenea, să bătucească calea către biserică, pentru că de acolo ne adăpăm, de acolo ne hrănim, de acolo ne încărcăm bateriile. Noi avem telefoane cu toții, le punem în priză ca să se încarce. Păi așa și noi, oamenii, avem nevoie pentru sufletul și inima noastră să ne încărcăm bateriile cu har și binecuvântare de la Dumnezeu în cadrul Sfintei Liturghiei în fiecare duminică și sărbătoare. Am fost creați să devenim Dumnezeu după har, ceea ce este El după fire. Păcatul ne-a dus în situația de a cădea sub așa în orbia sufletească și trupească. Mântuitorul ne-a răscumpărat din moarte, prin moartea sa și prin învierea sa și prin Hristos am devenit iarăși făpturi noi.
și suntem chemați să devenim icoane. Prin faptele bune, prin asociere lui Dumnezeu și aproape lui a realizat crucea în viața noastră, noi devenim icoane. Icoane sau ferestre către bunul Dumnezeu pentru cei care încă nu au auzit de Dumnezeu, pentru cei care trăiesc încă în negura păcatului și avem datoria să-i aducem și pe ei în staur, pe cărarea cea nevestejită a măririi și pe drumul imperial al vieții, care înseamnă un drum fără știu, obstacole, către împărăția cerurilor, ne va aștepta Hristos Mântuitorul. Deci să devenim icoane printr-o viață deosebită, să cultivăm virtutea libertății și a solidarității prin pelerinaje, să fim solidari în suferință și în bucurie, în comunitatea unde suntem și față de toată lumea, și atunci avem pace și bucurie în familiile noastre, ca o condiție sine qua non, dobândirea păcii cu Dumnezeu, finalmente vorbind, acesta este și scopul vieții creștine, dobândirea Duhului Sfânt, cum a spus Sfântul Serafim de Sarov. Sfântul Serafim de Sarov, da, care s-a rugat 1000 de zile, 1000 de nopți pe piatra aceea și a fost salvat de 3 ori de către Maica Domnului, pentru că el era vas ales și veneau dihăniile și el le hrănea. Și da, este un sfânt atât de apropiat de noi oamenii și este puternică rugăciune să alergăm la el la rugăciune, dar să nu uităm Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, cea care ne ascultă rugăciunile și sunt atâtea și atâtea minuni pe care ea le-a săvârșit și săvârșește și astăzi. Un cuvânt de învățătură la sfârșit de emisiune, Părinte Profesor, iată încă un an am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu și o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, mie mi-e dragă pentru că încă din studenție nu exista zi în care să nu merg înainte de cursuri, mai ales când aveam examenele, chiar dacă ajungeam cu 5 minute înainte de examen, eu trebuia să merg prima oară la Sfânta Cuvioasă Parascheva și tot timpul am simțit ajutor de la Sfânta Cuvioasă Parascheva, aceea care, iată, alături de alte moaște de sfinți, merge în calea sfinților, pe pelerinajul sfinților, pe străzile orașului Iași și este mare sărbătoare, este mare binecuvântare pentru orașul Iași să o aibă pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar pentru regiunea noastră Moldova este mare binecuvântare să o avem ajutor în rugăciune alături de ceilalți sfinți care se roagă pentru noi. Prin Sfânta Împărtășanie și prin botez, tu poți deveni copărtașă la mântuire și noi devenim trup și suflet, oșteni sau ostași lui Hristos. Nu trebuie să ne osebim de ceilalți, mergând la o adunare nu știu când. Ostași suntem toți. Și fiind ostași, trebuie să ne punem coiful mântuirii, să avem sabia Duhului, platoșa dreptății, picioare încălzate pentru a merge pe cărarea apostoliei, mâinile tot timpul a fi în stare de a săvârși lucruri de evanghelist și atunci în toată ființa noastră, ființa noastră duală, psihico-somatică, este angrenată în acest război nevăzut cu cer rău, cu toți toate oștele și duhurile necurate și atunci ne devenim lumină din lumină, lumină din lumina lui Hristos și apoi suntem în stare să dăm și altora cu prisosință ca aprinzând lumină din sufletul nostru fără a ne împuțina să prin noi să fie prelungit Hristos și în sufletele celor care trăiesc încă departe de Dumnezeu și încă nu-L cunosc. Deci mântuirea noastră înseamnă de fapt mântuirea celorlalți că ferească Dumnezeu, cădem de unul singur, dar ne mântuim prin aproapele nostru. Da, cu Doamne ajută! Celor care purtați numele Sfinte Cuvioase Parascheva, la mulți ani cu sănătate, să dea Dumnezeu sănătate tuturor în aceste perioade grele și cu toți avem prieteni, cu toți avem cunoscuți, colegi, iată, în direct acum am primit chiar un mesaj de la cineva care are nevoie de o rugăciune, pentru că este la ananghie, este bolnav și bunica lui bolnavă. Iată că numele, sunt momente dificile, dar cu nădejde în Dumnezeu, fără să fim înfricoșați, mergem înainte cu optimism și exclamăm, cu noi este Dumnezeu. Și spunem așa, Dumnezeu pe toate le rânduiește, pe toate le îngăduie, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și cele știute și cele neștiute, primim și smerenia din partea celorlalți, dar nu uităm să avem demnitate. Sfânta Cuvioasă Parascheva avea demnitate în credința ei și atunci când făcea milostenie. Părinte Profesor, mulțumim pentru prezența în emisiune. Să rămână, Dumnezeu să vă dea putere și sănătate și să ne chemați atunci când o să terminați biserica de pictat la resfințirea bisericii. Pe 10 noiembrie reîncep pictarea bisericii și o merge spre sărbători. Da, mulțumim Părinte Profesor pentru prezența în emisiune, Dumnezeu să vă ajute, dragi telespectatori, până data viitoare, o săptămână binecuvântată să aveți, Doamne ajută, numai bine!